Așa cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână rulăm două videouri de la noi pentru că m-am încăpățânat să avem videouri din România, pentru că această emisiune este vorba despre bartendingul și lumea barului din România pentru reconstrucția acestei comunități, dacă vreți. Și videoul de flair îl avem de la colegul nostru Cristian, care cred că el este originar din Târgu Mureș, dar este pe la mare acum. Iar partea de cafea o avem local din județul Brașov, dar din brand de la restaurantul Dor, unde colegul Cezar Cojanu ne-a făcut un cappuccino. Haideți să vedem ce ne-au pregătit colegii. Mulțumim frumos pentru videouri și uite, asta vreau să mă întorc apoi la o întrebare pe care ți-am adresat-o mai devreme. Ce modificări majore ai sesizat în privința celor care prepară cafea în spatele barului? Bine, acum câțiva ani într-un restaurant cum este Dorul, care nu este cafea de specialitate, foarte rar primeai o cafea în genul acesta, deci cred că și aici s-a făcut un pas foarte, foarte mare. Într-adevăr, mai este nevoie de lucru, dar eu zic că suntem acolo unde trebuie.